Da, salutare și bun regăsit, dragii mei, dragile mele, aici alături de Info de XFM România și, bineînțeles, cam ultimile noutăți în materie de propagare. Mă, în primul și în primul rând traversăm o vreme foarte nasoală. Ați observat și dumneavoastră că în capitală recepția este diminuată și, bineînțeles, au fost și probleme de recepție și așa mai departe. Însă, vreau să vă spun că de două zile diminuarea aceasta a început să dispară și au început unele semnale să se audă. În primul și în primul rând aș nota recepțiile scatăr ale turcilor, care s-au tot perindat pe la noi pe aici prin capital. Au mai fost recepții de țărveniciot de la sârbi și, bineînțeles, comadii din Ungaria. Exceptând celelalte tocai sau senteș care nu s-au auzit. Deci în niciun caz nu s-a auzit acesta, doar comadi. Și vreau să mai vă zic, doamnelor și domnilor, că acest filtru între ghilimele care îl avem deasupra Bucureștiului filtrează în așa fel încât să se audă doar anumite chestii. În primul rând, cum ziceam, este filtrul acesta care nu lasă să se audă senteșul și tocaiul, nu lasă să se audă, să zicem, alte stații din Turcia și nu prea se aude despre Moldova, în linii mari. De două zile vreau să vă spun că am avut începutul propagării de iarnă. În primul și în primul rând vă ziceam că în momentul când se mai dezgheață puțin partea cu propagarea, o să fac un film nou. E, mă vedeți chiar acum în filmul acesta, exact când s-a mai dezghețat puțin lucrurile. În primul și în primul rând, activitate mai strălucită pentru comadii, o activitate mult mai strălucită pentru recepția de la țărveniciot și, bineînțeles, la Turcie o îmbunătățire pentru Istanbul. Cam cu astea putem să ne lăudăm în capitală că le recepționăm. Însă, în zilele acestea am avut nopțile tipice de iarnă corect realizate. Asta trebuie spus în primul și în primul rând. Când se realizează o noapte, să zic așa, tipică de iarnă, cu inversiunile, cu propagările specifice care sunt în timpul iernii, avem recepția de tupișnița, care o putem asculta, să zic, de la 4-5 după masa până la 10-11 dimineața următoarea zi, după care instabilă, după care iarăși de la 5-6 seara până dimineața la 6-7, continuare stabilă și așa mai departe. Bun. În nopțile acestea vreau să vă spun în primul și în primul rând că am avut iarăși problema aceasta. Dom'le, s-aude tupișnița, da, de acord cu toată lumea. Însă, au fost fazele de genul că s-auzea 92,5 de la tupișnița, însă lipsă 100,4. Asta aș nota o chestie iarăși inedită. Că nu-i normal. La țară, dacă m-am uitat pe stația de DX, erau ambele și aveau valori aproximativ egale. 104 era un picuț mai tare, cu vreo 2-3 decibel mai tare. Asta de pe 92,5 la țară era puțin mai jos. Bun, în capitală nu. O 92,5 drum, bubuia și duruia, iar 104, sfântul fâs. Deci nu s-auzea nimic pe el. Ca să vedeți și dumneavoastră, fenomene și iarăși fenomene. Deci aș zice în linii mari că pe scara benzii, frecvențelor, cum te urci, ea scade. Deci cum te urci spre 100 de megahertz, ea scade. Asta vreau să zic în linii mari. Nopți de iarnă. Mulțumim foarte mult de XR-ului nostru, ce ne ajută foarte, foarte mult, pentru că este la înălțime. Este vorba despre Mihăiță de la Comarnic.
Mihai ne-a ajutat foarte mult să descoperim exact ce se întâmplă. De ce spun acest lucru? Pentru că propagarea aceasta este o propagare care avea dublu strat. Era stratul de jos, câmpie la câmpie, cum ar veni, și câmpie la înălțime. Însă, în momentul când el a spus pas, la mine merge, la voi nu merge, că s-a văzut în materiale că la câmpie nu mai mergea, era vorba despre stratul superior de troposferă care este spre kilometru față de mare. Deci, o elevație foarte bună. Când vorbim în timpul iernii de propagările care sunt pe înălțime, vorbim despre propagările corect realizate în troposferă fără a mai scădea elevația, să zicem, sub 300 de metri, sub 200 de metri. Ele încep să dispară cum te lași într-o elevație mai mică. De ce spun acest lucru? Pentru că acum trebuie să facem puțin despicarea firului de păr în patru. Da? Jos, noi avem mase de aer diferite. Pe înălțime, masele de aer sunt stabile uneori în timpul iernii. Noi avem două chestii care ne poate ajuta. Balcanul și meridionalul. Meridionalul ne ține, să zicem, la 2 km înălțime, propagarea e la 1 km, să zicem, stratul ei, da? Ne ține 2, iar din Transilvania către Creasta Montană și Creasta Montană către Câmpie ne face o descendență. Balcanii știm clar că în această perioadă de timp lucrează în fenomenul de descendență către Dunăre. Deci, practic avem două descendențe care, ați văzut? Două descendențe care se pot întâlni într-un anume punct. Bun. În momentul când vorbim de această stabilitate, noi ne gândim că pe 600-400 de metri înălțime avem exact omogenizarea celor două direcții. Balcanul spre câmpie, muntele nostru către câmpia română. Și deasupra aici se face puntea. Prin unirea punții, Mihai de la Comarnic ne va spune bulgarii, da? Și ne va spune recepția sârbească. Totodată, pentru că sunt iarăși fenomene și fenomene, ne poate spune și câmpia, care automat este ajutată foarte mult de masele de aer să urce în înălțime. Și acum, dacă zic câmpie, ne gândim la Craiova, ne gândim la Slobozia, la Călăraș, la Silistra, la Băneasa, care acestea se pot auzi oricând la munte, dar nu la București. Pentru că Bucureștiul nu are elevație la 80 ceva de metri. Ce elevație ai tu la 80 ceva de metri unde ai tu antena pusă? Aia este o elevație normală. O elevație un pic deasupra străzilor în București. Dacă erai la 100 și ceva de metri pe un bloc, atunci vorbeam de o elevație mai înaltă, da? Și tu puteai simți vârfurile care sunt deasupra. Acum, doamnelor și domnilor, vreau să vă spun că în Bulgaria avem același lucru. Meridionalii care ajung prin omogenizare în Bulgaria, deci Coștila, Buzău, Cozia, Novaci, bun? Și mai avem o totodată, atenție, ce urcă ușor. Nu vă gândiți la Târgoviște că nu-i de putere. Masa de emițătoare din Târgoviște, nu-i de putere. Masa de emițătoare din Ploiești, hai să zicem, Național FM, să zicem de la Ploiești un Best FM,
Bun, un Magic FM, un Kiss FM, da? Care pot ajunge în Bulgaria. Dar totodată, spre București, acestea nu vor fi resimțite ca fiind ridicate. Asta automat din cauza elevației. Însă se mai poate, se mai poate Craiova în Bulgaria, se mai poate, să zicem, Slobozia în Bulgaria. Punem de la Slobozia România actualități, că e cel mai ușor de reperat, că e orizontal. Mă, într-o propagare de iarnă vreau să spun că verticala lucrează, într-adevăr, dar n-are mai mult de 200 de kilometri. Uitați, puteți vorbi chiar cu el, cu Mihăiță de la Comarnic. Verticale nu prea se duc. Însă orizontal ați văzut și chiar el ne poate confirma, da, tupișnița. Automat vorbim de o chestie foarte tare. A, că s-au auzit într-adevăr turcii de la Demircoi la el. Asta bașca, pentru că nu putem vorbi de câmpie urcat la deal. Vorbim de munte care traversează pe deasupra printr-o vorsferă la nivelul, iarăși, al dealurilor, al munților. Deci e sus. Deci Demircoiul nu mai intră într-o chestie, să zic, inedită. Automat este o chestie ușor de realizat. Distanța, da, 330-350 de kilometri. Hai, merge. Însă mai am o chestie de notat. Țârveniciotul la Mihai este un pic mai greu de realizat, pentru că este distanța de 500 de kilometri. Scaterele se pot produce doar în timpul zilei, după ora prânzului sau în timpul orei prânzului sau seara la 5:30-6:30 seara și, bineînțeles, cam asta este maxima posibilității unde se poate realiza țărveniciotul la Mihăiță de la Comarnic. Deci, cam asta spune eu nopțile ușor de digerat din timpul iernii. În București, acum ne mutăm de la Comarnic în București. În București putem realiza multistratul acesta al plan, deci al zonei plane, care este ajutată de Dunăre. Nu vă gândiți între Balcan și ăsta, cum îi spune, meridional. Pentru că ei nu coboară, deci stratul de sus nu coboară către București. Ăla este exact așa, unul peste altul. Se omogenizează, se alipesc, uite așa. Însă, ce avem noi este stratul de dedesubt, pe altă masă de aer, altă inversiune, altă valoare și alte chestii, dar aici ajutorul este al Dunării. Automat Dunărea ne ajută. În timpul iernii Dunărea ajută cel mai mult. Dacă n-ar fi Dunăre, n-am mai avea însă propagările ușor spre sârb. Deci spre sârb vom avea doar instabilități și vârfuri. Ce vreau să mai vă spun? În București, în timpul acesta, în vremurile acestea, bulgarii au fost într-adevăr cogeacuz. Nu poți să zici că n-au fost. Au fost foarte proaste spre Petrohan și pe Iabălnița. Dar nu strălucite. Petrohanul, da. Automat, ăla e mai strălucit. Iablănița e de putere mai mică, e mai slabă. Deci e logic. Dobrici. Dar nu Băneasa. Și cam atât. Vedeți? Diferența de pe partea de la est la vest a Dunării și a inversiunilor nu aduce cine știe ce din Bulgaria. Iar la capitolul români, ce? Urme de călăraș? Asta putem spune și nota? Urme de călăraș? Trei fire de Alexandria? Asta nu-i propagare, domnule. Turnul Măgurele nu există. Deci am căutat Turnul Măgurele vertical aseară cu antena pe direcția lui, nu era și punct, și pace, cum se zice. Deci, vedeți, sunt niște chestii logice. Elevația de 85 de metri a antenelor noastre din București este o elevație care nu ciupește decât anumite semnale și anumite tipuri de propagare. Cu
Cu astea fiind spuse, măi, dragii mei, dragile mele, încheiem acest material de info de XF România cu ce s-a întâmplat în ultima perioadă de timp. Vă zic foarte mult, atenție foarte mare la ce mai vine orizontal, deci lăsați deoparte ghilimele că verticala este cea care împărățește lumea. Nu, 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 acum în timpul iernii orizontala când ies o ia din loc, păi o ia din loc, da? Lăsați deoparte verticala și mângâiatul verticale, că știu că majoritatea au tendința repede, pun bățul vertical, gata, rupem în două și numai vertical, cum erau unii, domne, facem o mică paranteză, cum erau unii mai prin 2006-2007. Domne, că antena verticală este oriunde. Antena verticală, dacă n-ar exista, nu s-ar prinde nimica, domne. Cam încercat noi de orizontal, dar nu se prindea nimica, domne. Da. Au fost și oameni de acest gen care ne-au băgat bețe în roate, ne-au indus în eroare lumea și oamenii și prietenii și mulți dintre ei au cerut crezare, că așa fac majoritatea, că vezi, doamne, orizontală este cea mai bombă de proastă antenă posibilă din toate antenele. În fine, deci în timpul iernii folosiți cu atenție orizontală. Eu aș zice să urmărim exact zona aceasta, zona spre Sârbi. Asta trebuie urmărită din sudul țării. În afară de noi, ăștia care mai suntem pe aici, trebuie urmărit și de pe la Craiova să vedem ce mai poate mișca bosniac, ce mai poate mișca macedonean, albanez și așa mai departe. La moldoveni nu prea se simte acest fenomen, deci nu aș recomanda moldovenilor, aș zice buzoienilor, da, gălățenilor, să urmărească, să vadă dacă pot recepționa ceva București, Alexandria, chestii trestii. Cam atât. Marea și Dunărea la ieșire către mare, în delta, au o altă inversiune. Marea cu Dunărea nu prea se pupă cu ce avem noi aici. Vă salut, succes și 73!